5 sucuri de legume sau fructe care ajută la slăbit și detoxifică ficatul. Sucuri de legume sau fructe pentru slăbire. 5 sucuri care ajută la slăbit. Sucurile de legume sunt mai sănătoase decât cele de fructe. Fie pentru cei bolnavi, fie pentru cei sănătoși, o detoxifiere este benefică în ambele cazuri. Pe primii îi ajută să-și recapete starea de sănătate mai rapid. Pe ceilalți îi ajută să-și curețe organismul de substanțe nocive intrate în organism prin dietă. Se pot include aici hormoni, pesticide, metale grele, parabeni, organisme modificate genetic sau chiar coloranți și conservanți. Decizia de a slăbi este luată de cele mai multe ori în ultimă instanță, când schimbările sunt vizibile cu ochiul liber. Din lipsă de informare și manifestare a efectului de turmă, majoritatea persoanelor aflate în această situație se îndreaptă spre raftul cu fructe și mai puțin spre cel cu legume, căzând din nou în plasa zahărului în exces. Află de ce este mai bine să bei suc de legume decât smoothie-uri de fructe în rândurile de mai jos de la doctor. Horațiu Albu, specialist în nutriția ortomoleculară. Sucuri de legume sau fructe. Fructele conțin un anumit tip de zahăr numit fructoză. Desigur, sunt o variantă excelentă de înlocuire a dulciurilor pentru că, spre deosebire de zaharoză, fructoza se absoarbe mai lent în sânge și are eliberare treptată de energie, făcând mai ușor de controlat glicemia. Fructele cu gust dulce, precum cireșele sau piersicile, conțin mai mult zahăr decât cele cu gust astringent, cum ar fi lămâia. Consumul de suc de fructe bogate în zahăr poate crește foarte ușor glicemia, iar în momentul în care organismul uman primește o cantitate mai mare de glucoză, aceasta va fi depozitată în ficat și mușchi, de unde este eliberată și consumată mai târziu, atunci când organismul are nevoie de energie. Lipsa fibrelor din sucurile de fructe dereglează nivelul de zahăr din sânge. Pe de altă parte, cercetările nutriționale au demonstrat faptul că 3 porții de fructe zilnic ne feresc de diabet, însă consumul zilnic al unui pahar de suc de fructe crește riscul de diabet cu 24%. Fructele sunt foarte bune în alimentație, însă oamenii trebuie să fie conștienți de formele ascunse de zahăr și așa consumat în exces de către populația României. Numai un român consumă anual 30 de kilograme de zahăr, 75% din zahăruri se regăsesc în fructe, iar în legume în proporție de numai 25%. Desigur, vorbim despre variantele neprocesate. De aceea, în curele de slăbire sunt mult mai adecvate sucurile de legume decât cele de fructe, spune doctor Horațiu Albu. Specialiștii în nutriție recomandă o perioadă de adaptare de 7-10 zile, timp în care alimente precum carnea, ouăle, laptele vor fi eliminate din alimentație progresiv. Urmează apoi cura de sucuri de legume propriu-zisă, caz în care se va renunța la alimente preparate termic, precum și la brânzeturile fermentate. Sucurile sunt elemente de bază ușor de asimilat și care antrenează o energie minimală pentru digestie. Principalul efect este axat pe 3 direcții principale: detoxifiere, vindecare și refacere, astfel că după această cură corpul va fi mai curat pe interior, țesuturile inflamate își vor reveni prin acțiunea naturală a enzimelor din sucuri și se va instala refacerea celulară. 5 sucuri care ajută la slăbit. Sucul de iarbă de grâu, clorofila din iarba de grâu, are capacitatea de a ajunge în țesuturi pe care le poate reînnoi. Aceasta neutralizează toxinele din corp și detoxifică ficatul. În plus, contrabalansează nivelul zahărului în sânge. Sucul de legume, datorită cantității mici de zahăr conținut de legume, sucul acestora este un excelent accelerator de slăbire. În plus, antioxidanții din structura lor și fibrele ajută procesul de digestie și ajută la pierderea kilogramelor în plus. Sucul de sfeclă roșie reglează cu succes oscilațiile de tensiune și detoxifică ficatul. Pe lângă acest lucru, stimulează sistemul imunitar și încurajează producția de globule roșii. Sfecla roșie crește și rezistența musculaturii în caz de efort fizic intens. Sucul de ananas se recomandă în combaterea obezității și vindecarea anemiei, ananasul fiind bogat în apă și vitaminele A, B, C și E, dar și fosfor, mangan, iod, fier, calciu. Sucul de morcov, principalul efect constă în reducerea colesterolului, întărirea imunității și prevenirea bolilor de inimă. Totodată, vindecă cicatricile și detoxifică ficatul. Vitamina K din morcov ajută la fixarea calciului în oase.
Aceste sucuri de legume sau fructe sunt un adevărat izvor de sănătate care aprovizionează fiecare celulă din corp cu elemente nutriționale esențiale. Principalul beneficiu oferit de consumul de suc de legume, pe lângă avantajul slăbitului rapid, este faptul că absorpția nutrienților se face mult mai rapid în sânge decât în cazul în care ar fi consumate legumele crude.